Salutare dragii mei lupi și bine v-am regăsit, stai mă că nu merge așa, bine v-am regăsit la un nou episod din The Long Drive după atâta timp și de fapt ar fi și primul episod după atâta timp care n-am postat, mi-a dat mașină de asta normală, în fine. Deci s-au băgat o grămadă de update-uri, iar eu nu știu cât de secrete, dar am mai găsit un fel de secret să zic așa, nu știu exact. Uite ce am găsit, Italaia. Ăsta-l punem direct pe mașină, ai nebunit la cap? Stai mă, așa. Ăsta-l punem pe mașină să mor eu. Stai, deschidem așa frumos. Deci ăsta eu zic că ar fi un secret, dar nu știu de ce. Stai mă, hai mă. Bă, ce, bă, dar cât animalul sunt, mă. Stai, punem așa, fuck. Stai. Unde? Să mor tu că l-a pus sub arii pe marș. Stai, uite așa, bă, deci o să-mi fie un pic greu să mă obișnuiesc cu jocul, că n-am mai jucat atâta timp. Așa, gata. Ok, bun, ce mai avem pe aici? Adică cred că e secret, nu știu, adică oare îți dă random, nu știu exact. Eu cred că ar fi un secret ăsta. O să mai încerc și pe altă lume, să zic așa. Deci, hai să vedem. De fapt, motorul e în spate. Ha, am mai încercat o variantă mai devreme, de fapt o să vedeți o mică secvență cum m-am chinuit eu și ce am pus eu în motorul ăla, care o să înceapă acum. Hai că merge mașina cu... Stai, frâna de mână, uite așa. Auto-lita la aia, cât merge și nebun la cap. Stai un pic, deci să vă arăt, că asta nu știu, o să apară așa parte din videoclip. Deci fiți atenți ce am pus eu ca să înțelegeți combustibil auto la aici. Deci gaz, ulei, apă și cu diesel. Ăla-i. Ăsta-i motorul. Să moară mă ăsta 20. La vale. Prime. Să moară. Ia auto-l, auto-l, auto-l. Auto-l că fuge, Nico fuge. Mi-ar mai trebui niște diesel, poate pornește mai bine. Să moară mă ăsta. Da. O să revenim cu episodul normal, gen păi mei. Bun, gata lupilor, ce e ăla? Știam ceva de niște iepuri, dar... Moară familia lor, mamă, câte animale, bă! Bă! Eu închid ușile. Am zis că închid ușile! Aaaa, vine iepurile după mine, mă! Taci că nu mai vine. Ok, hai să tragem un pic mai așa mai în față. Da, am uitat. Gata. Bun, am închis un pic mașina cât să pot să lucrez și eu pe aici fără să mă deranjeze acei epuri. Așa, deci sper că v-a plăcut secvența aia, a fost minunată. Stai ce? Căcă. Deci efectiv am fost așa de șmecher încât mi-am pus... Căcat! Am pus ulei, diesel, apă și gaz. Deci am fost genial, pot spune. Aici ce-i ulei? Și mașina noastră unde era? Așa. Asta e pe gaz. Da, lasă că punem și ulei. Sigur, merge, dă-i că merge. Am zis că merge. De ce nu mergi pe butoiule? Mergi! Firea dracu tu să fii. Bă, vreau să strângem acolo cât mai multe like-uri pentru o revenire de asta super în forță. Hai că de-abia dacă îmi pune. Uleiul dracului. Așa, avem și ulei, parcă. Ok, facem așa. Ce avem aici? Apă, bă, apă nu mai pun, să mă rămâsă. Apă la motor niciodată nu-i bine. Da, mă, nu, deci ăsta îmi trebuie neapărat, deci... Nu știu, îmi trebuie. Stai, punem așa. Deci 3, nu, 4. Ok. Pe 1 o să pun pușca, iar pe 2 nu știu, dacă mai am nevoie de vreo ceva. În fine, hai să vedem pe aici că avem și subsol mai nou. Deși eu nu știam, deși cred că voi știți. Alcool normal, nu bem acum. Aici ce avem? Diesel. Pune tata diesel, sigur. Cred că mai găsit ceva. Stai. Nu că nu mai are în spate motorul. Adică are în spate motorul, dar nu are alimentarea în spate. Da, mă, uite că merge. Merge cu diesel. Hai, hai, hai. Hai, mă, că vreau și să fac măcar un 10 litri. Cred că. Cred că face. Dieselul ăla merge forță, n-ai văzut așa ceva, să mor.
Uite că nu mai are mult ce mi se instalează și Ark Survival-ul. Poate o să apară câteva episoade. Bă, nu știu, asta cred că o să apară sâmbătă. Adică eu îl filmez acum pe la vreo 2:30 dimineața, o să trebuiască să-l editez. După aia vine momentul randării. Deci, să zic că o să fie bine în seara asta. Sau dimineața asta, practic. Mai ales că trebuie să-i dau și upload. Bun. Deci, un capac. Capacul ăsta, deci mi se pare mai bun decât al meu. M-am rămas. Bă, și lupilor, sper să vă uitați, nu știu câte live-uri o să mai fac, vreau să nu mai fac live-uri și să fac episoade, dar nu se uită lumea. Și am o presimțire că nici acum nu se uită lumea, dar în fine. Aici? Apă. Du-te, dracu, nu mai pun eu apă la motor, bă. Eu știam că e dăunătoare, dar nici chiar, frate. Stai. Tot apă. Aici e zona asta, stai un pic, așa. Bă, deci, efectiv e băguit, trebuie să încerci un truc. Nu știu dacă oglinda mea retrovizoare o fi așa de bună ca asta. What? Ce e asta? Furtunul! N-am nevoie de... Ba... De fapt, cu asta putem să tragem combustibil dintr-o mașină în alta. Poate găsim și noi o mașină de asta mai de Doamne ajutăm. Katana. Kata... Ce pu... Mă, cât ai iepurul din... Iepurul! Bă... Bă! Mă atacă iepurile să moară familia lui, bă, ești nebun. Jumpscary. Lupilor, am o mică problemă. Deci vreau un iepure handicapat să mă atace și mie mi-e frică. Mie că mă bate. Așa că o să închid ușor ușa. Nu știu. O să mă așez în pat. O să stau frumos. Poate pleacă! Bă, cât animalul de iepuru. Stă fraierul acum, mamă, cum scap, frate? Ia stai, stai că am o idee. Dă-i, tati. Cum încarc? What? Ține apă să? Tot dau eră, dar nu... Este. F pickup. Aaaa! Du-te, morții, măi! Ok. Acum am înțeles. Dar nu știu cu... căcatul ăsta. Stai. F. Acum apăs 1. Trag. Ok! Oh, fuck this shit game! L-am lovit. Ok. Bă, ești prost! Merge, marș! Hai, mă! Eu! Hai, mă! Bă, deci mi-e greu, frate, să mă... Bă, dar eu oare pot să-l omor așa? Stai! Stai! Așa. Băi, deci efectiv nu știu de ce e greu. Bă, dar mai trebuie să mai trag mult în el. Deci chiar pot să-l omore, efectiv. Voi vedeți că... Sângili. Fraiere! Nu te pui tu cu Petrișa Europa primului videoclip după atâta timp. Mamă, mă simt ca pe... Nu știu. Oare pot să-l văd? Bă, l-ai fi omorât sau mai în viață? A. A, dracu de iepurile dracului. Bă, dă-te, dracu. Tu te pui cu mine? Bă, tu te pui cu mine, firea, dracu, tu să fii. Bă, dar mai trag mult până el. Sincer, aș încerca o schemă. Fii atent. Deci... Mare schemă ce-i fac, fii atent. Fii atent, deci fii atent. Îmi scot ușa prima oară că asta vreau să fac, evident, evident, nu. Apoi deschid. Apoi iau. Ăsta pare un far.
Ăsta, îl pun ca băieții, ca băieții, îl pun aici. Apoi! Stai, ce? O să trebuiască să vreau să iau firul ăsta. De fapt, nu mă interesează. Fii atent! Mamă, dă ce mișto arată asta. Da, mi s-a terminat și planul. Sincer, mă așteptam să mă omoare. Ok, bun. Nu mai știu exact cum îl opresc, gen motorul. Pe bune. Ai, mă, frate, cât trebuie să trag în el. Sau ăștia s-o omor, îți făcuți oare să nu-i omori. Bă, am o idee mai bună. Dar cum o selectez, stai? Bun, o rotesc așa. Fii atent. A fost un pic cam... Nu mă așteptam. Bă, deci pe bun, eu am pierdut efectiv 10 min... Știi ce? Nu. Și acum mă trezesc cu el aici. Bă, foarte bun, l-am înțeles, mă rog, familial. O fi plecat sau o fi murit? Că nu-mi dau seama. Gen... Nu știu. Schemă. What? Du-te, dracule, de aici. Deci chiar am reușit să-l omor. Ma. Ești un fraier, bă. Nu meriți să trăiești, bă. Te-a omorât unul prin ușă, bă. Fraier. Tu știi cum măt aia, bă. Firața aia, dracu, voi să fiți de boschetar. Veniți voi la mine la ușă. Firața, dracu. Bun. Facem așa. Facem așa. Și haide! Pe bune, i-am pus. Deci la diesel făcea urât. Și o să facă urât. Până mai pun niște... Ma, să mor că și cu asta merg 20 la oră. Știi ce? Nu, că nebunesc. Deci fiți atenți. Fac schemă. Yes. Hai, mă. De fapt... Ne vedem cu locația, că nu mi-e urât. Poate găsesc acolo niște benzină, ceva. Că nu... Bă, dar chiar mișto chestia asta. Mai ales secretul. În fine, revenim! Sper că... Cred că se aude destul de tare jocul. Lupilor, avem o problemă. Puțin cam mare. Și n-am nici cum să-i lovesc. Și nici mașina nu merge. Practic, m-au făcut. Sau? Băi, ești prost! Ok, hai că am înțeles. Deci pentru asta era pușcociu. Dar nu era pe vremea când mă jucam, nu erau deștea. Mamă, trebuie să mai aștept vremea, zic să dorm, poate scăpam de... Oh, shit! Oh, shit! Bă, da. Nu, bă, nu am cum să trag în ei, nici măcar nu se sparge parbit, what? Stai, ce? Ok, deci nu, că n-am. Bă, mă atacă fraierii. Da, deci nu, că n-am cum să scap de aici, nebun la cap. Bă, ești terminat. Fuuu, ce muftică am pus diesel în cotetul ăsta, hârbul ăsta. Ha. Așa, punem pe doi. Am mai găsit aici niște muniție. Deci nu știu, efectiv nu știu ce dracu o să fac. Bă, acum parcă văd utilitate pentru oglinzi în jocul ăsta, că merg.
Hai, te văd iepurili. Iepurili! Ia dracu, vreau să scrieți în comentarii acum iepurili. Pe bune, vreau să scrieți acolo. Și... nu știu, cred că revenim în continuare tot așa după ce ajung la o locație, că deja videoclipul ăsta s-a mai rămas, numai fugării de iepuri sunt să mor. Și cu secretul ăsta. Să mor. Lopilor, este victorie. Nu știu cum dracu au intrat în motor și au murit, cred că de la fum, nu știu exact. Deci e supra-ncins ăsta, că nu mai poate. Dar n-am luat cooler nimic? Ba da, uite. Bă! Bă! Cum dracu răcesc eu motorul? Oil tank are... apă are... what? Are ulei, na? Cum dracu, bă? Oh, shit. Bă, dar iepurii ăștia i-aș lua, bă, iepurii ăștia. Dar nu știu ce dracu fac cu ei. Uite că și fraierul ăla e picolo. Fraiere! Scuba ordinare! Puțin, puțin. Bă, da, câta... câta animalul e, mă, să mor. Eu n-am umbră. Ce dracu? N-am fir. Mamă, face urât motorul. Nu știu dacă l-auziți. Dar o să mergem așa. Aici niște tentative de gloanțe trase de mine. Bă, dar nu găsesc o locație. Cred că o să dau restart să-mi bat picioarele și fac așa că nu mai. A treia mașină. Să mor. Nu, no, că nu merge. De fapt. Stai, parcă vă zic ceva iepure. Da. Vreau să zic să merg un pic pe jos, poate găsesc ceva și dacă găsesc nu dau restart, dar cred că o să dau oricum restart, că m-am plictisit să tot merg așa, că așa am mers și tura trecută și n-am găsit nimic. Deci revenim cu mașina pe bune și plecarea și direct că nu mai m-am săturat. Sau de fapt ne vedem tot la fel pentru a treia oară, cum a treia oară cu noroc, ne vedem cu locația. Gata, lupilor, după jumătate de an am reușit, numai că sunt niște iepuri pe aici, deci o să cam trebuiască să încui. Nu sunt cui să încarc. What the f- mașina lui Mr. Bean, băi, ești prost? Stai. Unde dracu intru? Cu ușa nu văd. Capotă pe... ma. Mașina lui Mr. Bean. Tot cotețul ăsta, rabla asta pe care am și eu. Break. Nu break. What? Bă, vă să-i pui... dă-te, dracu. What? Eu ce pușcoceam? Ieși. Cum îl arunc, bă? Bă, cum îl arunc? Cum a rămas? Pick-up-e. Ia înapă zel. Bă, dar pe asta pe bune. Nu știu cum dracu arunc. F, nu? Da, în fine, nu știu. O să folosesc pe asta de pe 2. What? Că... a, bă, nu, gata, mă, am reușit să rezolv. Nu știu, mergea așa mai greu, dar nu știam de ce. F, ia. Dacă împingem. Hai mă, hai. A, ok. Bă, sincer, arată mai bine mașinuța asta decât aia pe care o avem noi. Dar nu știu. A, fuel tank. Uite, au, ăsta e pe diesel. Pe DSL. Au, shit, îmi place. Merge. O găleată. Bă, din asta noastră nu prea cred că avem ce să luăm. Dar de fapt, stai bă că o scot afară. Stai un pic să vedem mocheta din spate, ui, cum arată, arată, nu prea arată în culoarea asta. Ia stai, aici ce mai avem? Preș, cred că ceva de genul, nu știu. Pot să-l pun în mașină? Nu, nu știu ce dracu e, să mă rămân asta. Ce mai avem pe aici, tot un căcat de ăsta, capot, nu-mi place, e roșie. Nu se potrivește cu designul mașinii mele, fashion, nu e fashion. What the f- ce-asta? Are, ăsta-i butoi. Și are nimic. Nimicul interior. Da, căcat, bă! Așa. Foarte frumos. Bă, dar pot să nu mai stric mașina, adică pe bune. Ia, hai să-i dăm ok, hai să-i dăm ok. Pam! Ce dracu, mă, că avea combustie.
Poate fi, cred că o fi din cauza că e aici prin interior, poate, nu știu, nu avea loc. Dar de fapt ar trebui să aibă că... Bă, ce dracu, mă, stai un pic că ne uităm la motor să moară familia lui. Stai aici. Bun. Deci. Deci combustibil cât de cât are. Porcăria asta nu știu exact ce ar trebui să fie. Nu dă niciun info. 18 de mașină. Eu simt, continuăm tot cu a noastră, dar e problema că eu nu-mi dau seama, frate, cum o alimentez pe asta, pe bune, adică, uite, oil tank și n-are niciun fuel tank, de, englez, English, jane English, no. Și nu măcar pe laterale n-are nimic, adică, nu știu, oare fi ceva în spate, dar, n-ai, nu-i nicio șansă. Nu știu, cred că, nu știu, capota asta, dacă, să poate că văzusem una acolo, dar sper că e de mașina mea, că altfel nebunesc. Tu du-te mă în gâtul, mă, Timo. Uite. Oh, fuck this. Oh, hai să plecăm. N-am nevoie eu de așa ceva. Te morții tăi de sclav! Ieși! Ieși! Oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck, oh, fuck. Nu! Am murit. Da, rupilor, deci nu știu, am dat să continui. Mă văzuie purul. Mă omorâre eu purul. Bine, măcar că e funcția asta, să dau din nou, adică... Chiar mă ofticam, pe bune, am reușit și o să ajung o dată la o locație din nou și gata, mă omorâre purul. Bă, dar nu înțeleg, frate, cum a reușit... Oh, shit, ăsta e mai mic. What the fuck? Mor, cum? Ok, am o idee. Sper să nu apuce să vină iepurul ăla mic și căcănar și cioflingar și boschetar și ce morții lui mai e. Așa că o să încerc să șutesc motorul. Stai. Hai, mă. What? Ăsta mi se pare că e motorul, dar... Nu știu dacă pot să-l pun pe mașinuța mea, aia e problema... Nu știu. Și mai exact care e motorul de pe cotețul ăsta? Cred că ăsta o fi. Pare motorul, da. Nu știu ce combustibil folosește căcatul ăsta, că nu cred că folosește el oil tank. Oil, pe, ulei. Mărțile. Ia, pot să-l pun? Ăla-i! Ia, yeah, ți-i dau ok. Băi, dacă merge să mă rog, ăsta cu ăsta merg. Exact cum credeam, deci nu merge. Așa, îl punem pe ăsta înapoi și dăm cheie. What the f... Este mă că văd să iei ceva parcă. Oil tank. Oil tank, bă, dă-te dracu, bă, eu vreau să spun combustibil, mamă cât de greu este. Ah, shit. Zici că e motor, să mor. Hai, bă, așa. A, era trasă. S-ar putea să fie o mică problemă din cauza că e căcatul ăsta. Stai! Stai! E motorașul ăsta de căcat. Oh, shit! Mi-a luat bar. Gata. Bun, 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 gata, gata. E bine. Hai! Bă, și pentru că oricum are super mult episodul, pentru că am fost eu critic, cred că o să mă duc la următoarea locație și începem episod nou, dar de fapt nou, cred că e deja, e 3. Cred că mă apuc și eu ca băieții să editez ca să apară mâine. Bă, dar nu știu de ce, deci merge super de căcat mașina asta, n-am cum să controlez așa de bine. Să zic, uitați un pic, deci drag un pic stânga, un pic dreapta și deja s-a dus. Deci nu știu, vreau să vă dau acolo cât mai multe like-uri și sper că v-a plăcut, deși nu cred că a fost așa de interesant. Nu știu dacă mai pun muzică pe fundal. Dar da. Dragii mei lupi, cam atât a fost tot și o să ne vedem cu un nou episod. Pa! Da, lupilor, deci m-am apucat să editez, să zic așa, și
mi-am dat seama că eu n-am outro. Ca să vedeți și voi ce youtuber adevărat sunt și vă mai zic eu încă o dată, am văzut și eu că am pus ulei ca bou un cooler. Sau, de fapt nu-i cooler, îmi scap acum numele, în fine, e... Practic tot 3, nu știu ce am cu ora asta, 3 dimineața, nu știu, nu... 3 dimineața când editez. M-am pierdut pe aici, nu știu, o să încerc să caut eu o cale de ieșire pe aici, să încerc să găsesc... Practic ar fi un fel de autostradă, dar nu prea, mai mult o șosee. Și vreau să vă zic că iar am schimbat mașina. Deci asta e noua noastră cotoarbă ordinară. Eu zic că arată destul de bine, are motor original. Original de asta are și urme de rugină, dar nu contează. L-am luat la mână a doua mașinuță, deci nu contează. Mi-a lăsat-o la ieftin. Asta care e? E cool. Deci mi-au căzut câteva chestii că m-am oprit. Da, nu contează, nu intru în detalii. Deci așa arată. Și da, ăsta chiar este ceva, un fel de secret că apare tot timpul, gen la alte lumi, că am mai făcut o lume. Avem acolo și o figurină cu Minecraft. Nu știu cum să o arăt mai bine. Nu știu, deci o să încerc să găsesc autostrada, deși nu prea cred că o să mai găsesc, dar și cred că chiar o să resetez harta, dar merge. Și nici i-am scos capacele, adică, da, una dintre glume. Am pierdut capacele, vă dați seama, m-am lovit, am pierdut capacele. Sau nu știu exact cum am făcut, în fine, bă, bulangie purie aia. Dar da, dragii mei lupi, cam atât a fost tot și o să ne revedem cu un nou episod. Pa!